Marius Foru, capitanul, cum îl știm cu toții, l-am găsit acasă în câmpia toți în concediu și unde altundeva decât pe terenul de sport. Bună, Marius, bună, te-am găsit. Spune-ne, te rog, cu ce te ocupi după ce te-ai lăsat de fotbal? Bună seara și îmi pare bine că am dat de noastră și putem să vorbim în această seară. Eu trăiesc în Spania de 12 ani de zile, lucrez într-un depozit ca și stivuitorist. Nimic mai mult, sunt în directiva clubului din localitatea unde locuim în Spania, antrenor secund. Fotbalul, microb greu care nu mai iasă niciodată. Încerc să mă îndepărtez de fotbal, dar nu pot. Microbul rămâne în corp și este foarte greu. După atâția ani să trăiești din fotbal, este foarte greu ca să renunți. Ai revenit acasă, ai revăzut o echipa nouă a orașului Fotbal Club Câmpia Turzii. Cum i-ai văzut la antrenamente? Cum ai văzut antrenorii? Cum i-ai simțit pe copii? Cum ai simțit spiritul fotbalistic? În primul rând vreau să le mulțumesc băieților care au început acest proiect. Eu sunt foarte încântat și apreciez foarte mult faptul că la Câmpia Turzii fotbalul nu moare. Este foarte important ca și copiii din acest oraș să facă fotbal. Bineînțeles, nu putem să nu omitem, organizez un meci amical în sala sporturilor din Câmpia Turzii pentru Adi Adrian. Fost jucători, foste legende ai SCT-ului vor veni alături de tine. Cine ți-au confirmat până acum prezența? Da, în legătură cu acest eveniment, îl aveam plănuit de mai mult timp. Era un eveniment în care să ne întâlnim foști jucători ai mai multe generații de la Câmpia Turzii. Și acum, cum s-a întâmplat în cazul lui Adrian, am schimbat puțin planul și a devenit un meci caritabil. Țin să fac un apel pe această cale tuturor oamenilor care l-au cunoscut, suporterilor acestui fostului club, jucătorilor, să vină să fie alături de noi pentru acest eveniment. Și un mesaj, în final, un mesaj pentru iubitorii fotbalului din Câmpia Turzii. Sper din tot sufletul ca fotbalul din Câmpia Turzii să nu moară. Fac un apel către autoritățile locale să sprijine acest sport și nu numai acest sport, toate sportele din Câmpia Turzii, fiindcă copiii din acest oraș au nevoie să facă activități sportive.